Construcție ilegală în zona de protecție a ansamblului monumental Calea Eroilor. O societate comercială din Târgu Jiu s-a ales cu activitatea suspendată după ce autoritățile au constatat că terasa pusă la dispoziția publicului a fost ridicată fără avizele necesare. Măsurile sunt prevăzute de legea 50, este interzisă construcția în zona monumentelor protejate. Totodată au fost solicitate și organele de cercetare penală, deoarece constituie infracțiune. Și vreau să vă mai spun că s-au făcut verificări și pe linie de control comercial. Persoana respectivă a fost sancționată cu suma de 1000 de lei și s-a dispus suspendarea activității pe o perioadă până la autorizare. Potrivit prevederilor legii 50/1991, lucrările de construire realizate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, cu excepțiile prevăzute de lege, constituie infracțiuni.